Bună seara și bine... Bună seara și bine ați revenit cu drag la profanare, că este matematică la algebră. Algebră. Nu uitați de like și share. Așa, mă. Deci tema... Pentru casă. Tema pentru... acasă. Ne-a adus lecerile noi. Da? Da. Și aveți temă de acolo? Da, da. Așa. Așa. Eu să dictez. Yes. 6, lasă 7-a. Corect. Așa. 6 de la pagina 15. A. 6 de la 15. A. 1 plus 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 2 la 2. Plus. Pe 2 totul la 2, așa, da? Nu totul la 2. Numai 2 la 2. Da, da. Numai 2 la 2. Dacă am scris totul la 2, ar fi greșit? Da. De ce? Pentru că și 1 era la 2. Și 1 la 2 cât faci? Da. 1. Este același lucru, da? E același lucru. Bun, da. Mergem mai departe. Plus 1 supra 2 la 3, 2 la 3 plus și așa mai departe, plus 1 supra 2 la 2012. 2012 minus plus, plus 1 supra 2 la 2012. 2012, tot așa încă o dată? 2012, da. Se repetă? Da. Bun. Așa și atât. Și să se facă. Să facă suma asta. Ia să mai vedem o dată. Uitați, există asta șase. 1 plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la 2, plus 1 pe 2 la 3, plus 1 pe 2 la 2012 și plus 1 pe 2 la 2012. Da. Trebuia acolo la 2003, dar s-ar putea să fi greșit. Pe asta mă gândesc eu, dacă acolo... Uf! Sau poate e foarte bine. Dacă e foarte bine. Să luăm termenii câte doi. Știi ce? Adică când mă aflu într-o ieșiță de asta, încerc un model mai micuț. Adică nu așa lungă suma asta. Hai 1 să plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la 2. Hai să zicem așa. 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la 2 plus 1 pe 2 la 3 și plus 1 pe 2 la 3. Deci, eu văd că se termine de două ori. Da. Lasă, te rog, să urmărim împreună. Da. Deci observăm că se termină la sfârșit 1 pe 2 la 2012 plus 1 pe 2 la 2012, da? Plus 1 supra 2 la puterea 2012. Da. Când se întâmplă așa o minune, eu mi-am imaginat că s-ar termina ieșiți numai când am câteva fracții, cu 3. Da? 1 pe 2 la 3, 1 pe 2 la 3. Dacă ți-ar fi dat cineva ieșitul ăsta, cum ai fi încercat altfel? 1 supra 2 la 3 ori 2. Cât se repete de două ori, da, nu? Da. Deci ai fi scris așa, egal mai departe cu 1, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la 2, plus de două ori, 2, dar de 1 pe 2 la 3. De două ori 1 pe 2 la 3. Da? De două ori. Care face mai departe, 1 plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la 2, plus 2, cum se mulțesc două fracții, numărătorii între ei și numitorii între ei. 2 ori 1, 2, supra 2 la 3. Și e cam mai departe cum? Așa, mulțim acolo cu 2. Asta se poate face aici. Se simplifică prin 2. Prin 2. Puteam să simplificăm aici. Puteam să zic că mai și era 1 pe 2 la 2. Da. Deci egal mai departe cu 1, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la 2, și iarăși plus 1 pe 2 la 2. Atunci și pe prima cu 2 la 2, adică la... o să fie 1 supra 2. Deci aici, iarăși, 2 ori asta, da. Deci egal mai departe cu... Hai să muncim. Este egal cu 1, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la 2 și 1 pe 2 la 2 fac de 2 ori supra, sau hai să zicem, 2 ori 1 pe 2 la 2.
2 ori 1 pe 2 la 2. Da, acum simplificăm. Ia 2 cu 2 ăsta și rămâne 1 și va face egal la departe cu 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Care îi face? 1 plus 2 ori 1 pe 2. Plus 1 plus 2 ori 1 pe 2. 2 cu 2 se simplifică și face 1 plus 1 2. Egal cu 2. Păi foarte tare ești. Deci el să de la sfârșit se tot strânge, ușor, ușor. O, păi dacă ăsta e atâta, putem să ne luăm și pe alea de acolo și tot 2 dă. Da. Deci e rezultatul 2. Tot. Sigur, cum am făcut aici pentru un caz particular mai mic, cu un număr mai mic, și s-am tot dus înapoi, să ne convingem, să facem unul... Spun eu că tot 2 dă. Sigur dă tot 2, nu? Da. Deci vom avea. Hai să luăm pe ăsta care l-avem aici, egal mai departe cu 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua, de vorbește. 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua plus 1 pe... Plus puncte. Plus puncte, 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 plus 1 pe 2 la 2012. Hai să zicem 1 supra 2 la... Cum vedem că o crescut aici frumos? 2 la 2011. Da. Și plus? Plus 2 la 2000. Plus 2 de 2 ori ăsta. Da, 2 ori 2 ori 1 pe 2 la 2012. Și egal mai departe cu 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la 2. Plus și mai departe plus puncte puncte. 1 pe 2 plus 1 pe 2 la 2. 2 cu ăsta, cu 1, deci se ridică mai și face 2 la câta? 2 la... 2 la 1006. Nu, nu e adevărat. Cum se împart două puteri care au așa de bază? Cum, de bază se scade exponenții. Da. 2010. Păi dacă se scad? Da. Păi din 2012 scade pe 1. 2011, așa. Așa vine, nu? Da. Păi înainte, ți-amintești cum a fost? Simplificam pe 2 ăsta și rămâneau 2 la... Da? Da. Deci, iată, aici, îl scrim pe ăsta 1 supra 2 la puterea 2011, ăsta de era în față, plus, plus, 1 supra 2 la puterea 2011. 1 supra 2 la puterea 2011. E terminat? Nu trebuie să-l dăm. Hai să uităm din nou. Păi dacă rămas un urmă, spune unde ești. La 1 plus... Păi... 1 plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la 2, plus 1 pe 2 la 3, plus 1 pe 2 la 2011. Că în fața... Vedem că ei merg crescând aici, ușor. 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5, 2 la... În față este 1 pe 2 la 2011. Și l-am scris. Da. Plus 2... Fracții de acestea, 2 ori 1 supra 2 la 2012. Și am spus că aici am de împărțit două puteri care au aceeași bază. Cum împărțim? Copii baza și se scad exponenții. Din 2012 scădem pe 1 și face 2011. Da. Și acum am scris din nou 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la 2 plus 1 pe 2 la 2011 plus 1 pe 2 la 2011. Da? Egal cu 8. 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua. Da. Plus puncte puncte plus plus 1 supra 2 plus 2 ori 1 supra 2 ori 1 supra 2 la 2011. 2011. Aici este 2, adică. Da. Ei, se simplifică iarăși, copiem și se scade exponenții. Da. Și va fi egal mai departe cu 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua plus 1 pe 2 la a treia plus puncte puncte plus 1 supra 2 la puterea 2010 2 la puterea 2010 da. Și plus după simplificare face 1 pe 2 la 2010 10. Plus 1 supra 2 la 2010. Ce este important? Că ultimele două fracții trebuie să fie identice. Da.
Și în față cât va fi? 1 supra 2 la puterea? 2009. Da? Care și el la rândul lui se va simplifica. Ei, aici te-a 2 adunați. Deci vom avea cu 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua. Plus și mai departe plus puncte, puncte 1 pe 2 la 2009. 2 ori 2009. Da? 2009. Da. Plus de 2 ori 1 supra 2 la puterea 2010. Da. 2010. Da. Și acum se 2 la 2010 se simplifică și de 2 la 2009 care se simplifică. Iar se adună ăștia, da? Și tot ne duce cum ne-am dus pe modelul anterior. Din aproape în aproape și am mers înapoi, înapoi. Și tot o-i dă. Și va face egal cu puncte, puncte. Dăm peste suma asta, dăm peste asta la un moment dat. 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua plus 1 pe 2 la a treia 2 la a treia, da? Plus 1 pe 2 la a treia. Plus 1 pe 2 la a treia. Da. Așa va da. Da, și egal cu 2 asta. Cât și o mai pe asta am făcut-o egal cu 2. Deci toată suma e 2. Toată suma asta e egal cu 2. Răspuns corect. Așa. După aia. Vreau să mai insistăm un pic. Bine. Iar cât pe ce să ne supărăm când am făcut tegheșețul ăsta. Pentru că nu înțelegeam noi ce înseamnă, se repet aici, nu cumva o fi 1 supra 2 la 2013. Ba da. Așa? Nu ba da. Așa ne gândeam noi că ar putea să fie corect în logica. În logica care am văzut-o. 1 plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la 2, plus 1 pe 2 la 3, plus 1 pe 2 la 4, plus și mai departe. 1 pe 2 la 2012, plus 1 pe 2, nu la 2012, ci la 2013, în logica în care am văzut primii termeni. Ei bine, dacă era așa, nu puteam face suma asta. Deci nu se putea face. Și atunci, am zis așa, hai să ne închipuim suma care să aibă un număr mai mic de termeni. Aha. Deci ori de câte ori, asta vreau să vă comunic, ori de câte ori avem dubii asupra unei ieșituri și nu avem nicio idee, când avem o deghisul de asta mai lung cu puncte-puncte, surprindem un caz particular. Și luăm mai puțin termen. Și luăm mai puțin termen. Măi, dacă ar fi fost așa, aș fi avut o șansă, că așa ar fi trebuit să se termine, după cum vedem aici, la un model mai strâns, cu număr mai mic termen, așa ar trebui să se întâmple. Și cum am făcut 1 pe așa, da. 1 supra 2 la 3 și 1 pe 2 la 3 fac 2 de al de 1 pe 2 la 3. De 2 ori 1 pe 2 la 3. Și se simplifică 2 cu 2 la 3 aici și vedem 2 la 2 și atunci ghișitul devine 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la 2 plus 1 pe 2 tot la 2 aici. Nu am 1 pe 2. Da, aici este, da? 1 pe 2 plus 1 pe 2 la 2 plus 1 pe 2 la 2, că este rezultatul calculului de aici. Și acum, iată cu un pas mai în urmă, 1 pe 2 la 2 plus 1 pe 2 la 2, care face 2 de al de 1 pe 2 la 2. Tocmai că face 2 de al de 1 pe 2 la 2, se simplifică și face noua sumă, 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și iar 1 plus 2 de al de 1. 2 de al de 1 pe 2, care face 1, 1 plus 1 face 2. Aceeași chestie se întâmplă și aici. Așa se întâmplă și în cadrul, în cazul în care am mai mulți termeni. Corect. Da? Vreau să vă spun că ce era tentația de început să spunem că ghișitul este greșit. S-a dovedit că este foarte corect, numai așa se poate rezolva. El se strânge, nu, se strânge ușor ca o armonie, da, dinspre super. Mare spre mic. Super. Foarte tare ghișitul. Super. Da? Deci la momentul în care l-am privit, aveam să zic aici, nu e bine, mă. Am greșit, în carte, cred că s-a scris. E o greșeală. Dar dacă lăsăm așa, nu avem nicio șansă să ne apucăm de el. Deci nu merge nimic. Ești blocat. Stai și te uiți la el mult și bine. Sau dacă nu știam... Așa se sumă, nu la nivelul vostru calculabil. Mai târziu ea poate fi gândită, e calculabilă. Nu știu,
Da? Deci da. Ăsta a fost momentul foarte, foarte important. Și la vești pe vești pe ce copii? Da. Aha, la fel. Da, da, m-am blocat. De ce te-ai blocat? Nu știu. Hai că vedem acum. Hai să acum, să vedem. Deci, petitul 6 era. 6B. 6 de la pagina 16. B. Care spune cum? 2 plus. Plus 2 supra 3. Deci 2 plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3 la a doua. 2 pe 3 la a doua. Doua, da. Mai asta de jos, da? Da. Plus 2 pe 3 la a treia, plus așa mai departe, 2 supra 3 la puterea 2012. 3 la puterea 2012. Plus 1 supra 3 la 2012. Plus 1 supra 3 la, 2000. 3 la puterea 2012. Așa, și am luat așa, 2 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la 2 plus 2 pe 3 la 3 plus 2 pe 3 la 3 iarăși egal cu 2 plus deci 2 pe 3. Hai să facem la puțin, un număr mai mic decât noi, nu? Da, cum se face? Pentru acolo e 2 supra 3 la puterea 2012 și acolo e plus 1 supra 3 la puterea 2012. Așa. Deci este diferit, nu? Da, nu mai sunt 2 la 1 supra 3 la puterea 2012. Hai să ne închipuim situația particulară. Da. Eu am totdeauna încredere că de acolo o să observăm. Hai să vedem. Luăm așa, Andrei. Dacă ar fi fost. Să spunem 2 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la 2 plus 2 pe 3 la 3 așa. Plus 2 pe 3 la 3 iarăși. Trebuie nu, 2. Plus 1 plus pe 2 la 3. Așa spune că se termină. Ultimul care se repetă, exponentul ăsta, e 1 supra. Da. Și 2 plus 2 pe... 3, 3, domnul profesor. 3 la a treia. 3. Și egal cu... Egal cu 2 plus 2 pe 3 plus... Face 2 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la a doua plus... 3 supra 3 la a treia. Așa, mă, cam aceeași numitor aici. Se simplifică... Nu, aceeași numitor, 3 la 3? Da. Deci plus 2 plus 1 supra 3 la 3. Și că mai departe cu 2 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la a doua plus 1 supra 3 la 3 pe 2. 3 pe 3 pe 3 la a treia, simplificăm prin 3 și face 1 pe 3 la 3. Deci va face pe 3 la a doua. Da. Va face egal cu 2 plus 2 plus 2 pe 3 2 pe 3 plus 2 supra 3 la a doua 2 pe 3 totul la a doua și iar plus 1 pe 3 la a doua. Știți de ce 1 pe 3 la a doua? Da. După simplificare și-a rămas 1 pe 3 la a doua. Da. Și egal mai departe cu 2 plus 2 plus 2 pe 3 da plus 3 supra 3 pe 2. 3 supra 3 la 2. Da. Ca aceeași numitor. Da. 3 supra 3 la 2. 3 supra 3 la 2. Iar se simplifică. Și face 2 plus 2 pe 3 plus 1 supra 3. Și acum iar avem 2. Iar se strânge și face 2. 2 plus 1. 2 plus 1. 3 pe 3 plus 1 și egal cu 3. 3. Rezultat corect, 3. Mai vedem o dată. Foarte tare și aici. Super. Foarte interesant. Deci vedeți, autorul are grijă să termine cu 1 supra 2 la 2012. Pentru că având 1 supra 3 la 2012, pentru că având același numitor, el își aranjează la numărătorii adunați și scade cu unitate și iarăși se construiește cu ăsta din față. Asta înseamnă că și sus tot 3. Și sus tot 3, sigur că da. Acum... E de așteptat. Unde te-ai prins tu? Acolo, cu 2 plus 1 supra 3 la 3. 2 plus 1 supra 3 la 3. Acolo înțelege el. 2 pe 3 la 3 și plus 1 pe 3 la 3. Ne-ai sesizat că aici ajumitor? Ba da, dar numai că acolo, în loc de una, scris 2 supra 3. Tot 2 aici, da? Da. Și 2 și cu 2 făcea 4 și nu se mai poate face. Păi el a zis 1 supra. Da.
Deci, dacă ai fi luat situația particulară, trebuia să o iei ultima fracție, 1 supra cea dinainte care era pe acolo. Uite la exercițiu, se termină cu 1. Am o întrebare. Exercițiul trebuie neapărat să ne oprim la 2 plus 2 pe 3 plus 2 supra 3 la 2 plus 2 supra 3 la 3. Nu mai puteam spune. Ba da, putem spune. Sigur că ne puteam, ca o situație particulară, unde vrei tu. Mai sus sau mai jos, cu un număr mai mic de fracții, ca să fie mai ușor de sesizat. După care am sesizat mecanismul și acum am întors la exercițiu, că nu l-am terminat, trebuie să lucrez acolo și să spun așa, am înțeles cum din situația asta particulară lucrează exercițiul. Exact. Deci acum o să continuăm, scriem de nou, sau eu am să scriu aici, egal mai departe, cu 2 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la 3-a, la 2-a, plus 2 supra 3 la 3-a, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 supra 3 la puterea 2011, îl scriu și pe ăsta, ca să fie mic, clar. Da? 2 în fața lui 2 supra 3 la 2012, se află 2 supra 3 la puterea 2011. Da? Da. Plus 2 la 2 supra 3 la 2012. Plus 1 supra 3 la 2012. Exact. 1 supra 3 la 2012. Și dau mai departe. Ăștia doi, ăștia îi adun pe până acolo copii tot. Și egal cu 2 plus 2 supra 3 plus 2 supra 3 plus 2 supra 3 la 2 plus 2 supra 3 la 3 plus puncte, 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 puncte plus 2 supra 3 la puterea 2011 plus 3 supra 2 supra 3 la 2011 plus 3 supra 3 la puterea 2012 plus 3 supra 3 la puterea 2012. Și acum cum se împart două puteri care ar trebui să scopim baza și scădem exponențele. Da. Da? Deci va face 1 supra 2 plus 2 pe 3 3 la 2 plus 2 supra 3 la 3 plus 2 supra 3 la puterea 2011. Nu, zic 3 la puterea 2010. Că știu da. Eu de ce. Plus, da? Plus 2 supra 3 la 2011 și plus, după simplificare, 1 supra 3 la 2011. Și egal cu 2 plus 2 pe 3 plus 2 supra 3 la 2 plus 2 supra 3 la 3 plus puncte, 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 puncte plus 2 supra 3 la puterea 2010 plus 3 supra 3 la puterea 2011. Da, zice bine. 2000 cât? 2010. 2010. Plus 3 la puterea, plus 3 supra 3 la puterea 2011. 2011, 2011, da? 3 la 2011 plus și cu toții 2 la puterea 3 la 2 supra 3 la puterea 2009. Da. Plus 3 supra 3 la 2 supra 3 la puterea 2010 plus 1 la puterea 3 1 supra 3 la puterea 2010. 3 la plus 2 supra 3 la puterea 2010. Și tot așa. 1 lor 3 la puterea 2010, da? Și așa, puncte, 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 da? Se vede cum se merge înapoi. Da. Și mama are un moment de dubiu. Eu am simțit-o. Am simțit-o. Că are un moment de dubiu. Puncte, puncte. Și ea zice, nu prea îmi place. Cât o ținași? Deci nu-i prea place cum lucrează ghișițul ăsta. Bă, și are dreptate, mă. Adică la redactare, puncte, puncte, puncte și se întâmplă așa și mă ajung până la asta. Da. Când se repete, nu-i prea place ei cum redactez aici și nu simte ghișițul că a lucrat frumos. Deci nu-l simte.
De corect cu păi așa tot scriem din bine deci, rău. Ea spune, n-am găsit o altă modalitate de redactare, altfel ca să placă ieșiți. Cred că... Cum îl termin? Mai bine... Nu venea să ne dată ghiștiu peste cap, adică cu așa astea... Iertați-mă, dar ca să scriu atâta termeni, dar mă... Așa cum și la școală, mama. Atâta termeni? Da! Puncte, 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 până la 2009 am scris și după aia puncte, puncte, puncte și aia. De la început. Da, dar dacă ne-a ridicat problema asta, hai să reflectăm un pic. Explicați-mi și mie, domn profesor. Deci ea, Mihaela zice așa. Nu prea îmi place, pare are o logică, simt că e corect. Să tot scade, observ. Să scade și se scade, dar parcă redactarea asta n-ar fi plăcut ochiul. Și atunci Mihaela, uite ce am să-ți fac. Am să zic așa, 2 da. Plus, în loc de 2 o să zic 3 minus 1 supra 3. 2, deci. Plus, în loc de 2 zic 3 minus 1 supra 3 la a doua. Corect. Plus, în loc de 2 zic 3 minus 1 da, supra 3 la a treia. Asta am înțeles-o. Plus, și așa mai departe, plus da. Puncte, puncte. Plus, în loc de ultimul 2, da. Scriu 3 minus 1 supra 3 la puterea 2012. Da, și o scriu pe la ultimul, nu? Plus și plus 1 supra, supra 3 la puterea 2012. Și era mai departe cu. Acum știi bine că n-ai mai făcut asta. Putem distribui numitorul. Corect. Da? Deci vine 2 plus 3 pe 3 minus 1 pe 3, adică. Da. Deci 3 la a doua. Da. Plus 3 supra 3 la a doua. Minus 1 supra 3 la a doua. Minus 1 supra 3 la a doua. Da. Plus, și așa plus, mai departe. Plus, să-l scriu și pe ăsta. 3 supra 3 la 3-a minus 1 supra 3 la 3-a plus și mai departe plus puncte, puncte. Plus, și aici lucrez la fel. 3 supra 3 la puterea 2012 minus 1 supra 3 la puterea 2012 și plus 1 supra 3 la puterea 2012. Și egal mai departe cu... Iată că 3 pe 3 face 1 aici și face 2 plus 1 minus 1 pe 3. De acord, da? Da, da. Minus da. 1 pe 3. 3 cu 3 la a doua simplifică și face plus 1 pe 3. Minus 1 pe 3 la a doua. Plus, ia simplificăm 3 cu 3 la 3 și face 1 pe 3 la a doua. Da. Minus, adi. Minus, unde suntem aici? Da, 1 pe 3 la 3-a. Da. Plus, și așa mai departe, puncte, puncte. Plus, 3 la... 1 supra, după simplificare, plus 1 supra 3 la puterea. Plus 3 la 11. Scade exponenția, da. Este 1 aici, da? Din 2012 scădem pe 1, 2011, minus 1 supra 3 la puterea 2012, plus 1 supra 3 la puterea 2012. Și egal cum? Observăm. 3 plus. Minus 1 pe 3 plus 1 pe 3. Deci egal cu 3 plus. 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 Minus 1 pe 3 cu 1 pe 3. Da. Minus 1 pe 3 la a doua. Cu 1 pe 3 la a doua. Minus 1 pe 3 la a treia cu plus 1 pe 3 cu cine va fi da. Următorul? Cu siguranță în fața acolo. Uitați, ultimii doi termeni se reduc. Ăștia se reduc și în față este unul cu minus aici. În fața acolo e unul cu minus, da. Da. Și acesta se duce cu ăsta. Aha. Și se duce și ăla. Și mai scurt, dă 3, nu? Dă 3. Așa parcă îmi place mai mult. Sigur că da. Deci redactarea este mai plăcută ochiului, mai... Adică se termină exercițiu. Se termină așa, cu puncte-puncte acolo, când mergem înapoi până cu puncte-puncte. Fiecare termen... Din creastă, mergând înapoi, nu prea era plăcut urechii. Da? Să scriu...
Așa aici este mult mai vizibil. Super, deci poanta este că acest 2 scriu ca 3 minus 1. Foarte frumos. Lucru pe care îl știam. Da. Da? Nu ne-am prins. Dar cred că și la exercițiul de sus. Dar mai avem un obicei, să știți. Nu. La exercițiul de sus eu cred că aplicăm aceeași tehnică. Pe 1 scriu ca 2 minus 1. Corect. Pe 1, 2 minus 1. Da. Și merge și așa. Da? Merge. Când am venit așa, așa trebuia făcut. Și eram mult mai timpul. Dar noi nu ne-am prins. Pentru prim moment, haideți să spun, să fim cinstiți, corect cu noi înșine. Când l-am văzut așa, prima tentativă a fost să spunem că aici ar fi 2 la 2013. Din cauza asta n-am mers așa, domnul profesor, că dacă era 2 la 2013, mergeam așa cum am știut noi. Da, ne-am fi dus așa. Da. Ne-am fi dus așa, că nu aveam altă modalitate de lucru. Da. Scriam pe 1 ca 2 minus 1 și exact. Ne dădea, ne rămânea primul 1 și rămânea ultimul de la aici. Am mai lucrat așa. Faptul vedeți? Că a fost, s-a dublat. Faptul că s-a dublat, aici ne-a fost întinsă capcana și adunăm pe ăștia 2, că se reduce la ceilalți și ne-am întors înapoi. N-am mai dat drumul la minte să observăm că putem să scriem pe 1 ca fiind 2 minus 1 și distribuind numitorul, lucrează deci, foarte bine. Deci, nu vă mai supărați pe mine când am văzut. Nici vorbă, nu mă supărați. Copii, nici voi, ia uitați ce frumos am mers așa. Îmi place foarte tare. Și mie. Când am avut așa discuții, deci așa. Vreau să mai spun ceva. Dacă ați fi avut de calculat suma următoare. Mai au una, să știți oricum. Da, imediat, eu acum propun altceva. Ok. Da? Deci, plecând de la exercițiul ăsta, mă gândesc. Iată, vi se propune să se calculeze suma, yes, egală cu 1 plus 1 pe 3 plus 1 pe 3 la a doua plus 1 pe 3 la a treia plus așa mai departe plus 1 pe 3 la 2012. Deci o altă sumă decât cea pe care ați avut-o voi. Așa. Cum ați face aici? Deci, las să se înțeleagă că merg foarte bine unul după altul. Aici, da? Da. Deci nu e nicio... Nu mai pun aici, nu știu cine, nu mai pun 1 supra 3 la puterea 2012. Nu pun așa. De două. Nu. Pur și simplu, așa să sun. Să o calculăm. Pe 1 ăla l-am scrie ca? Adi? Pe 1 ăsta zice să scriem ca fiind? Sau să mulțim cu 3. Domnul profesor. Da. Eu zice să le luăm pe alea 3 de acolo, să vedem că da. Iar cazul, situații particulare, zice. Da. Cazul ca particular, tu te sprijini pe treaba da. Asta. Da. Apărat. Este egal cu 1 plus 1 pe 3 plus 1 pe 3 la 2 plus 1 pe 3 la 3, da? Adi. Până aici complet, da? Și la asta ce să faci? Pentru că nu propun să aduc la aceeași numitor, să nu știu ce. Vrei o șmecherie, nu. Trebuie o șmecherie, să vedem. Și acolo e plus în continuare 1 supra 3 la 3. Păi am anunțat că nu. Eu am modificat exercițiul. N-am lăsat să fie identic cu cel de înainte. Să punem pe 1 supra 3, să dăm factorul 1 din afară de 1. Din ăștia, deci dăm un factor comun. Da. Imaginați că ai făcut, ca la șah, și ai în paranteza aceea, nu știu ce acolo. Dar dacă v-aș fi dat așa, asta este 1. Este 2. 1 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la a doua plus 2 pe 3 la a treia. Asta v-ați fi descurcat? Da. Da, ar fi fost 4 supra 3. De ce 4? A adus la aceeași ajutor aici? Nu mai. Eu vorbesc de 2
2 plus 2 supra 3. Aici e 3 la 3-a. Te rog. Da. La 3. Da. Da. Aici v-ați descurcat? Prezența lui 2 de la numărător este... Da, pentru că am scrie 1 ori 3, cum ar fi, și apoi putem scrie 3 minus 1... 3 minus 1. Deci pe 2 ca fiind 3 minus 1, 2 sau 3 minus 1, 3 minus 1. Deci aș zice egal mai departe, cu 1 plus 3 minus 1 supra 3 plus 3 minus 1 supra 3 la a doua plus 3 minus 1 supra 3 la a treia. Și da mai departe cum? Distribuim cum am învățat. Da. 3 supra 3 minus 1 supra 3 plus 3 supra 3. Deci egal cu 1 plus 3 pe 3 minus 1 pe 3 plus 3 pe 3 la a doua minus 1 supra 3 la a doua plus 3 pe 3 la a treia minus 1 supra 3 la 3. Și egal mai departe. Iată, face egal cu 1 plus 1 minus 1 pe 3 plus, simplificăm aici, face 1 pe 3 minus 1 pe 3 la a doua plus 1 pe 3 la a doua și minus 1 pe 3 la a treia. Și se duc, iată frumos aici, 2 câte 2. Și rămâne 1 ăsta. Rămâne practic din sumă 1 de aici. Și cu ăsta la sfârșit. 1 și cu 1 care era în față fac 2. Deci egal cu 2. Minus 1 pe 3 la 3. Care îți face calculul în sfârșit? Dar n-am 2 aici. N-am 2. Să mulțim cu 2. Asta e bun. Mulțim cu 1 pe 2. Mulțim? Nu, cu 2. Când îmi trebuie 2 la numitor. Cu 2... La numărător. La numărător, pardon. Da? Deci mulțesc cu 2 peste tot. Când v-am atras atenția aici în ieșință, înseamnă cu 2. De ce spune că 1 pe 2? Dacă mulțesc cu 1 pe 2, faci 1... 1 supra 2 ori 3. 2 ori 3. Și 2 ori 3 la a doua. Da. Deci mulțim cu 2, când la numărător vreau să apară 2. Deci, iată, după mulțirea cu 2, vom avea 2 e 1, de aici rezultă că... În ambii membri. Uh-huh. Da? Dacă tu ai zis, ai vrut să nu apară 2 și aici, trebuia să spui că mulțim cu 2 și împărțim cu 2. Și atunci zicea 2 ori 1 pe 2. Ca și mai mulțim cu 1. Deci, Miruna, ca să te... să merg pe mâna ta, aș fi zis, ies 1 ăsta, egal mai departe. Hai să merg pe mâna ta, mi se pare interesant. Deci egal mai departe cu 2 ori 1 pe 2 pe lângă. 2 ori 1 pe 2, 2 cu 2 se simplifică și face, ca și mai înainte, 1. Pe lângă toată chestia asta. Adică 2 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la a doua plus 2 pe 3 la a treia. Și egal cu... Nu, pardon... Era 1, parcă, da? 1, am greșit eu. 1, 1, 1 și 1. Și acum, 2-ul ăsta înmulțesc și afectează pe toți și rămâne 1 pe 2 în față. Și egal cu 1 pe 2, pe lângă 2, plus 2 pe 3, plus 2 pe 3 la a doua, plus 2 pe 3 la a treia. Și începe manevra. În loc de 23 minus 1, nu știu ce, toată povestea, cum am făcut-o mai înainte. Am făcut roze 2. Da, corect. Practic este aceeași chestie. Când am înmulțit cu 2 și în stânga și în dreapta, așa am scos pe Iesunul. De ce deci am zis? Iesunul este 1 pe 2. Pe lângă tot rezultatul. Da? Deci de aici ne descurcăm. Corect. Bun. Hai să ne întoarcem în suma care am avut aici. Am practic terminat-o pe noastră. Nu. A, ca idee, nu am luat un caz particular. A. Ar trebui okay să zicem 1 pe 2 pe lângă, nu? Să zic egal mai departe după ce am văzut modelul acesta cu un număr de fracții mai mic și egal mai departe cu 1 pe 2 pe lângă 2 plus 2 pe 3 plus 2 pe 3 la a doua
plus 2 pe 3 la 3 și plus și mai departe plus 2 pe 3 la puterea 2012. Observați? E ghiștit de acum merge? E simplu, ușor. Pentru că pe 2 s-a scris ca 3 minus 1, 3 minus 1 și totul este la îndemâna noastră. Da? Ce am sesizat aici? Că atâta vreme cât nu am avut șansa să am pe 2 de la început, îmi mulțesc și împart cu 2 acela. Dacă ar fost 4, dacă ar fost 1 supra 4 la 2, 4 la 3, îmi mulțesc și împărțeam cu 3. Cu 3, ca să fac 3 supra 4 la a doua. Pe 3 eu l-am scris ca 4 minus 1. Da? Deci merge suma aceea. În felul ăsta. Da? Deci ne-am pus la punct. Și acum autorul, fiindcă dădea la sfârșit din calculul nostru 1 minus 1 pe 2 la 2012, el pune plus 1 pe 2 la 1012 ca să reducă ultimii 2. Da? Și se apare 1 plus 1. Deci asta a fost tehnica. Aș putea să conduc eu exercițiul ce? Să-l faci. La temă, da. Da, să conduc. Neapărat. Și eu l-am făcut. Tu l-ai făcut deja. Ei nu pot atenți la cele de a spus. Ei au lucrat exercițiul ce? Da, eu am pus la celelalte. Să faci. Da, sigur că da. Eu mai aveți temă de făcut ce mai urmă. Da, și îmi bate o câmpi pe aici. Da, mă. E bine că. Nu mă luați în seamă. Da, exact. Eu mă întreb de ce am venit când am... La aici, la discuția cu noi, dar voi știați... Nu, dar știați că mie mi-ați explicat. Și mie. Și eu am pus legătură. Dar știu că de fapt îi trăi cu sora. Așa. Bine, atunci să vedem pe următorul repede. Ce? Poftim. Ce? 3 plus. Iată-ți. Ce-o, da? Ce spune? 3 plus. 3 supra 4. Ah! Plus 3 supra 4 la 2. Păi tot mai vorbeam. Plus 3 supra 4 la 3. 3 supra 4 la 3. Plus puncte, 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 puncte. Așa. 3 supra 4 la 3. 4 la 3. Plus puncte, 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 puncte. Plus 3 supra 4 la 3 a 2012. Da. Plus 1 supra 4 la 3 a 2012. Și egal cu 3 plus 3 plus 4 minus 1 supra 4. 3 plus 4 minus 1 supra 4, 4 plus 4 minus 1 supra 2, supra 4 la a doua, da. Plus 4 minus 1 supra 4 la a treia, da. Plus puncte, 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 plus 4 minus 1 supra 4 la puterea 2012, plus 1 supra 4 la puterea 2012. Și este egal cu 3 plus 4 supra 4 minus și este egal cu 3 plus 4 supra 4 3 plus 4 supra 4 4 supra 4 minus 1 supra 4 plus 4 supra 4 la a doua minus 1 supra 4 la a doua plus 4 supra 4 la a treia minus 1 supra 4 la a treia plus puncte, 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 puncte plus 4 supra 4 la puterea 2012 minus 1 la puterea 1 supra 4 la puterea 2012 plus 1 supra 4 la puterea 2012. Vedem că 4 și-am făcut simplu pentru că v-ai explicat domnul profesor. Este egal cu 3 plus 1 minus 1 pe 4. Da, minus 1 pe 4. Plus 1 plus, pe 4. 1 pe 4. Cu 4 se simplifică, da. Cu 4 la 2 și face 1 pe 4. Minus 1 supra 4 la 2 plus 1 supra 4 la 2. Da. Minus 1 supra 4 la 3 plus puncte, 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 puncte. Plus 1 supra 4 la puterea 2011. Minus 4 la puterea 2011. Minus 4 la puterea 2012 plus 1 supra 4 la puterea 2012. Așa, și vedem cum se simplifică. Se reduc. Se reduc, da. Și se reduc așa. Minus 1 cu 4 plus 1 cu 4. Minus 4 la 2 cu așa, 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 așa. Și rămâne 3 plus 1. Și este egal cu 3 plus 1 și este egal cu 4.
3 plus 1, deci egal cu 4. Da. Eu am făcut altcumva, n-am luat 4 minus 1 pe 4. Da, cum ai zis? Am luat 3 plus 3 supra 4 plus 3 supra 4 la a doua plus 3 supra 4 la a treia plus 3 supra 4 la a treia. Și tot la fel mi-a dat 4. Păi da, ai gândit o particulară, da. Situația aceea, cum am zis noi de la capăt. Da, tot ai luat un număr mai mic de fracții, însă este frumoasă redactarea asta. Este mult mai bine. Place ochiului. Sigur că da. Hai să o mai e particulară, dacă hai să o faci așa, că am muncit aici la inițiativa lui Mihaela să căutăm altceva. Este mai interesantă. Da. Da? Deci este acel rezultat, dar tu l-ai făcut pentru doar cazul particular să ți-o da 4. Și te-ai întors și ai spus dacă s-ar pleca din creastă înapoi, s-ar ajunge aici. Da. Dar așa, dacă s-ar pleca din creastă și nu se vede foarte bine. Însă varianta care vedem aici când se reduc așa frumos. Da, îmi place mai mult varianta. Nu așa? Da. Place ochiului, ce mai? Deci te rog să revii și tu la asta. Da. Stau un pic să redactez asta. Ai înțeles-o? Da, am înțeles-o. Ai înțeles-o, da. Uh-huh. Bine. Hai să vedem altceva. Deci capitolul 3 de la pagina 16. O să redactez eu ca la... 3 de la... 16. De la pagina 16. Punctul A. Punctul A. 0,16 în perioadă, da. Minus acoladă, paranteză rotundă, 0,25 minus 1 întreg și 3 pe 4. 1 întreg și 3 pe 3, da? Da. Atât? Închide paranteza rotundă, minus paranteză pătrată, așa. 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. Minus 2, minus 2, minus 3 pe 4. Așa. Noi 2 în 3 și 3 pe 4. 2 minus 3. 3 pe 4, da. Așa. Închidem pătrată și acoladă. Și acoladă? Da, pot să zic eu? Da, sigur. 15 pe 90, că aducem acolo 16 minus 1 pe 90, adică 15 pe 90. Adică simplificăm și prin 15. Faci 1 pe? 1 pe 6, parcă. 1 pe 6, da, păi. 15 ori 6, faci 9. Da, 8, 1 pe 6, da, da. 1 pe 6, minus pătrată, 25 pe 100, care îl simplificăm prin 25. Da, și faci 1 pe? 1 pe 25. 1 pe 4, așa. 1 pe 4. 1 pe 4, minus 7 pe 4. Adică, da, 7 minus 4. 7 pe 4, minus... Punem într-o paranteză asta, nu? Da. Așa, dreaptă, cum ai zis tu, sau... Da, nu, rotundă. Da, rotundă direct. Da. Așa, plus 33 pe 36. De ce plus, mă? Zi de ce plus. Pentru că eu... Am făcut așa, am amplificat pe 2 cu 4 și mi-a dat... Dar n-a scris ceva bine, nu vor să 2 în 3 și 3 pe 4, nu 2 minus 3 pe 4. Eu vă zic 2 minus 3 pe 4. Nu, nu, nu. Este 2 în 3? Perioadă 3 minus 2 în 3 și 3 pe 4. Așa este, auzi, dar mi-ai tipat. 2 minus 3 pe 4. Minus 2 în 3 și 3 pe 4. Da? Da, așa este exercițiul. Acum închideți toate așa și e corect. Da. Acum minus, adică minus aici. Ce spun? 11 pe 4. Da. Unde? La unde ești, Adi? 2 ori 3, 2 ori 4 și cu 3, 11 pe 4 aici, da? Da. Nu, deci atâta dă, 2 în 3 și... 2 în 3 și 3 pe 4 și rezultatul... Exercițiul trebuie să-l scrieți așa, domn profesor, 2 în 3 și 3 pe 4, cum e la scris. Așa, 2 în 3 și... 3 pe 4. Aici nu e un în 3 și 3. E bine, e bine. Da. Așa. Și acolo scrieți 2 în 3 aici. 2 în 3 aici? Da, acolo, da. Și 3 pe 4. Și acum sunteți la minus paranteză pătrată. La rezultat. La... După egal, domn profesor. Ați ajuns aici. A, așa. Am ați ajuns. Înțeles. Sunteți aici, domnul profesor. Aici sunteți. Corect. Minus. Minus. Și acum asta. 3 pe 9, adică... 3 pe 9, adică 1 pe 3. 3. 1 pe 3, da. Așa, minus. Ăsta, când se, cum se zice...
4, 3, 8, 11 pe 4. 11 pe 4, da. Și egal cu... Egal cu 1 pe 6. Dar atenție că se mai închid niște acolade pe acolo. Paranteza pătrată. Da. A fost o acoladă care ținea de la de aici. Da, da? De acolo trebuie să o exact. E important. Trebuie parte spătrată? Poate să fie, dar să știi dacă rămâne așa, nu e problemă. Unu... Dacă voi îi țineți neapărat, așa o fac. Da? Egal mai departe, cu 1 pe 6. 1 pe 6 minus, minus 6 pe 4. De ce 6 pe 4? Pentru că avem același numitor. Minus, deschideți paranteză, domnul. Avem același numitor. Minus, minus 6 pe 4. 4. Așa. Și aici și o paranteză da. Dreaptă. Da. Minus. Minus. Paranteză, tu 4 minus 33. Amplificăm pe prima cu 4 minus 33. Și cealaltă cu 3. Da. 12. Și face 4 minus 33. Supra 12. Supra 12. Și închidem paranteza dreaptă. Egal cu... Și o punem și pe 4 minus 33 în paranteză. 4 minus 33, dacă am pus linia de fracții, nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie. Rolul paranteze rotunde, joacă linia de fracții. Da. Egal cu 1 pe 6 minus. Minus, de fapt, da, minus. Amplificăm minus 6 pe 4 cu 3. Dar nu simplificăm prin 2 și ne dă 3 pe 2. Minus 3 pe 2, minus... Să vedem calculul acolo. Minus... 20. Nu, minus 29 pe 12. Minus 29 pe 12. Dar poate că acum era rost, trebuia să amplificăm. Și acolo când am zis asta era... Tot acolo era. Da, da. Ei, acum... Deci tu remarci că n-aș fi fost atât de instructiv da. Simplificarea cât întorci înapoi. Da. Și ca să nu fie dubiu aici când e minus, minus, minus sus, pun într-o paranteză rotundă. Păi da, am făcut. Da. Da? Egal mai departe cu. 1 pe 6 minus, minus 3 cu minus 29 dă minus 32. Stai puțin, de unde minus 3 cu minus 29? Minus 3. Minus, numitorul comun cât e acolo? Minus 3 pe 2? Atenție, nu e aceeași numitor. Da. Da. E minus 3 pe 2. Deci aici numitorul comun este 12. Da. Aplicăm pe prima cu 6. Minus 18. Minus 18. Plus. Minus, minus, minus vine plus. Plus 29. 29, totul supra 12. Și avem 1 pe 6 minus 47. Dar de unde? 1 cu minus, 1 cu plus. Minus. Da. Minus. Paranteza aia, 1 cu minus plus, 1 cu minus. 11. Minus 18 cu 29. 11 plus 12. Deci 11 pe 12. Da, 12. Și egal mai departe cu... Amplificăm pe prima cu 2. Da. Și ne va da 2 minus 1, 2 minus 1, 10. Pe 12. 12. Da. Minus 8 pe 12. Minus 8 pe 12. Care? Se simplifică prin 4. Prin 4. Minus 9. Minus 9. Minus 9 pe 12, domnul profesor. Atât. Sigur că da. Atât. Se simplifică prin 3. Și face 9. Se simplifică prin 3 și minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4 este răspunsul. Hai să mai întrebim un pic la indecis. Următoarele sunt de genul, dacă vreți scriu eu și da, să vă da, vinim. Da, da, mă dictez, am auzit. V-am văzut. Hai, te rog. Vă dictez. Dar haideți un pic, eu vreau să... Stați puțin, eu observ că voi, într-adevăr, știți, vreți să lucrați, dar nu sunteți absolut deloc atenți. Eu trebuie să remarc, vă grăbiți să zică unul, să zică altul, spuneți niște bani la conii și de aici voi nu o să reușiți la o eventualitate în care o să dați un test, voi o să greșiți. Nu te supăra, dar eu trebuie să spun chestia asta, eu simt nevoia să o spun. Haideți, repede, că avem o groază de servicii și uite, cum te cheamă? Cosmin, dă să-ți eliberez, că eu am urmat aici de... Deci toate exercițiul 3 tot și exercițiul... Și mai avem o groază și mai sunt și chestii care nu le știți să le faceți. Că dacă n-ați făcut temă... Păi mama, mișcă-te eu. Hai, dictează, Ani. Așa, pe egal... Auzi, dar te rog să dictezi corect, nu prea îmi place cum dictezi și te și repet să dictezi și dictezi greșit. 1,2 în perioada 3. Da.
minus, paranteză, acoladă, paranteză dreaptă, 0,6 în perioadă, minus 1 pe 6. Mai departe. Închidem paranteza pătrată, da. Plus, închidem paranteza rotundă, 0, deschidem, în bate, deschidem. Deschidem așa paranteza rotundă, da. 0,15, da. Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Și asta e tot? Da. Să închidem, da. Paranteza rotundă și acolo, da? Da, da. Egal cu... Cine vorbește? Eu. Irina, te rog frumos să dăm mai un pic. Te rog frumos, uite, ai o carte. A, ai și tu carte. Ia în cuța, stai puțin. Deci vreau să, să urmăriți, să vedeți dacă mi-a dictat bine, că dacă nu, încep. 123. Da. Minus 12 supra 90. Deci 123 minus 12 supra 90. Da. Minus paranteză acoladă, paranteză pătrată. Da. 6 pe 9. Minus 6 pe 9 care e? Lasă, 6 pe 9, spune. Minus 1 pe 6. Da. Închidem paranteza pătrată plus, da. 15 pe 100. Deschid paranteza pătrată. Da. Minus 1 pe 4. Închidem paranteza pătrată, închidem acolada. Egal cu 1, 111 pe 90. Da. Minus paranteza acoladă, paranteza rotundă. 6 nu se simplifică și vom avea 2 supra 3. Pe 3, 2 pe 3, da. Minus 1 pe 6. Încheiem paranteza rotundă plus, aici prin 5, vom avea 3. Dar nu mai simplifică, trebuie să aduc la același numitor, urmă. Bun, hai prin 5, pe aceea iar revin. Dă-mă de aici, 25, da? Și îmi dă minus cât? Minus 10? Minus 10 pe 100. Bun. Ia vedeți dacă zic bine. Da. 15 minus 25. Minus 10 pe 100, da. Minus 10 pe 100, care înseamnă minus 1 pe 10. Da. Ce se mai zic? Tot merg până la... Minus 10 pe 100. Bun. Și este la 111,90. Minus... Cred că se împarte prin 3, 111. Amplificăm 2 pe 3 cu 2. Da, prin 3. Și vom avea 4 minus 1, 3 supra 6. Și aici 4 minus 1, 3 pe 6, care înseamnă 1 pe 2. Da. Plus 1 supra 2. Minus 1 plus minus, îmi pare rău, dar e minus. Și egal cu 111, simplificăm prin 3, cât dă? Eu așa cred. 1, 1, 1, dacă simplific prin 3, 3, 9, 21, 6. 37 supra 30. Minus. 3 cu 6 simplifică 2 pe 2. Eu am făcut. Amplificăm 1 pe 2 cu 5. Aici. Și avem 5 minus 4 supra 10 și egal cu 4 pe 10. Și tot 37 pe 30 minus 4 pe 10. Mama, da, mama, Lari. Și este egal cu... Da, știm că a plecat de asta. Aici prim cu 6. Bine, bine. Și este egal cu 37 pe 30 minus 4 pe 30. Și este egal cu 25 supra 30, simplific prin 5 și 5 pe 6. Terminat exercițiul B? Trecem repede de la ce? Copiază-i pe tablă, normal, copiază-i pe tablă, mi-i place copiatul ăsta. Încă a rămas în urmă. Sigur. Mamă, că tu dacă lucrezi fără noi. Păi ce să fac, mamă, dacă mă duci așa? Viteză nu înseamnă să mă... Păi mi-e dat așa, 37 pe 30 minus 2 pe 5. Și mie la fel. Așa, așa am aplicat cu 6. Că da minus 37 minus 12. Da. E 30. Așa. Și minus 37 pe minus 12 pe 4. Nu e minus, că aici e 37. Vezi? Un semn care îl pui tu. Aiurea. Ce? 37 minus 12 care e 25 pe 30. Simplific prin 5 și dă 5 pe 6. Ce? Așa, ce? Pătratul 1,2 și 24 în perioadă, minus... Dacă nu trebuie să lasă că nu merge așa. 2 întregi... Nu merge pe aia. Pentru și mai zic așa. Da, trebuie să lucrăm. S-a terminat ora, domn profesor? Da. Prima oră? Da, da, da. Opriți?
începem exercițiul. Da, 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 da.